Deocamdată, din păcate, cei mai mulți cred că viața e numai grea și că nu-i frumoasă. Ori, eu cred că important este să ne amintim de ce este frumos și de ce poate fi și mai rău decât este. Ca să fiu optimist. Problema este ce facem noi. Și asta e problema noastră. Guvernările, dacă observați din 2000 până, din 90 până acum, sunt ca anotimpurile. Este și iarnă și vară. Eu, personal, din păcate, m-am trezit la guvernare iarna. Și 96-2000 și 2008-2012. Alții s-au trezit vara. 2004 a fost un fel de primăvară și 2004-2008 de-a dreptul caniculă. Și foarte ușor să spui când eram noi la guvernare era cald. Era cald, dar era vară. Și când suntem noi la guvernare e frig. Da, e frig, dar e iarnă. Problema nu este dacă e vara sau iarnă. Și aici este problema noastră ca partid. Problema este că oamenii, eu așa cred și văd, și noi vorbim cu oamenii, eu înțeleg că e iarnă, înțeleg că e criză. Întrebarea este dacă noi, ca partid, iarna asta, facem o țară de căldură sau nu?